unii spun că fac copii ca să-i ajute la bătrânețe. Ăsta e menirea copilului, să-l ajute la bătrânețe pe părinte. Alții spun că copilul ar trebui să se spele pe mâini și nu are nicio treabă cu părintele că e bătrân și n-ar trebui să-i aducă nici măcar o cană cu apă. No, unde e adevărul și unde e frumusețea acestui lucru de a face copii? Căci văd că dispare. Eu consider ambele păreri ca fiind o extremă. Nici nu facem copii ca să ne ajute la bătrânețe, dar nici copiii n-ar trebui să-și uite părinții atunci când sunt bătrâni. Cumva, adevărul stă la mijloc. Și cred că singura și unica soluție este crearea de comunități. De comunități în care să ne ajutăm unii pe alții și în care, din care copiii să nu mai simtă să plece peste mări și țări. Căci dacă, virgulă, copilul simte că aparține de o comunitate și se simte tare legat acolo și tare bine acolo și tare protejat acolo, el acolo se va dezvolta, acolo își va duce energia și, bineînțeles, că va veni și asupra noastră, a părinților, acea energie a copiilor și acea energie a comunității. Consider că e puțin cam egoist ca părinte să gândești că de asta faci copii, ca să te ajute la bătrânețe, pentru că tu te gândești ca părinte că oricum o să ajung la bătrânețe și o să-mi fie greu, stai să fac 2-3 copii, să fiu sigură și sigur că are cine să-mi întindă o cană cu apă. Nu cred că nici asta nu cred că este o gândire bună, dar nici cealaltă nu cred că este o gândire bună ca, virgulă, copilul să uite de părinți în momentul în care face 18 ani și pleacă de la mama și de la tata de acasă, uite de părinți, nu-i mai ajută, nu-i mai sună, nu nimic, iar când sunt părinții bătrâni, le dau și un șut în fund. Așa că poate ar trebui să ne schimbăm perspectivele și să nu mai fim atât de individualiști, să nu ne mai gândim numai la noi și să învățăm, să reînvățăm să trăim în comunități, exact cum era pe vremuri, viața la sat, viața în comunitate, cu bune și cu rele. Pentru că și eu cresc copiii, 4 copii, eu cu Florin, și știu ca părinte cât este de greu să-i crești singur, fără ajutorul unei mici comunități. Și acea mică comunitate poate fi și familia extinsă, bineînțeles, nu numai vecinii. Pur și simplu, familia extinsă. Este foarte greu să-i crești doar tu ca părinte, ca familie biparentală sau monoparentală. Și e greu, chiar dacă stai la oraș, chiar dacă stai la țară, e greu când crești copiii de unul singur. Și la de unul singur mă refer la normal, la o familie normală de 2 părinți. Deci când crești copilul de unul singur într-o familie biparentală sau monoparentală, e greu. Pentru că n-ai cu cine să-l lași, pentru că se ivește ceva și n-ai unde să lași copilul, trebuie să te rogi de vecini, trebuie să plătești, trebuie să ai o grămadă de chestii în cap. Poate ți-e frică să-i lași cu oameni străini, poate n-ai încredere în dădacă și tot așa. Și este foarte, foarte greu și asta este doar vina noastră, pentru că n-am știut și familiile din spate și noi acum ca tineri, n-am știut să ținem aproape de familiile noastre, n-am fost învățați poate în modul ăsta și am vrut să plecăm cât mai departe de ei și să ne luăm viața în traistă, cum se zice, și să plecăm. Și asta se simte în momentul în care ai copii. Ce vreau să spun este faptul că dacă mie mi-e greu să cresc într-o familie biparentală, dacă mi-e greu să cresc niște copii, pentru că înseamnă că și copiilor mei le va fi greu să aibă grijă de mine și de tatăl lor, bătrâni fiind, și pur și simplu să le cădem așa pe cap. Asta nu înseamnă că trebuie să se sustragă de la o astfel de responsabilitate, dar nici să aibă doar ei această responsabilitate nu cred că este corect, căci ar fi prea greu, căci la urma urmei eu mi-am crescut copiii pentru că iubesc și nu ca să aibă grijă de mine când voi fi bătrân. Asta este principala concluzie, dar bine ar fi să știm să avem grijă de
părinții noștri când vor fi bătrâni și nu pentru că trebuie să cumpărăm faptul că ei ne-au crescut când am fost noi mici, nu, în niciun caz, nu cred că ar trebui să existe vreodată astfel de discuții sau vreun astfel de motiv, dar pur și simplu pentru că suntem oameni și pentru că trebuie să ne ajutăm și pentru că asta este în esența noastră, ajutorul. De aceea, soluția pe care o văd eu sunt comunitățile. E greu să înființezi o comunitate, e greu să aduci oameni pe lângă tine. Mă uit la relația mea cu părinții mei, ce greu mi este să-i apropii, da, păi, cu străinii, da, păi, cu familia extinsă, este foarte, foarte greu. Eu înțeleg și frica oamenilor bătrâni care spun, ce, eu te-am crescut, acum trebuie să ai și tu grijă de mine, înțeleg, pentru că e o frică. Înțeleg și nepăsarea copiilor care spun, ce, tu doar pe de asta m-ai făcut și se simt, practic, foarte, foarte denigrați prin chestia asta. Eu înțeleg ambele tabere și cumva adevărul stă la mijloc și cumva adevărul stă în puterea unei comunități de a avea grijă unii de alții și de a ne ține copiii aproape de noi, nu pentru că trebuie să aibă grijă de noi, ci pentru a forma ceva și mai mare, eventual o afacere în familie, de ce nu? Din punctul meu de vedere, toate afacerile ar trebui să fie în familie și banii să se învârtă în interiorul acelei familii. Sunt multe, multe idei. Cum zice Florin, eu trăiesc în lumea mea, eu văd lucrurile numai în felul meu. Nu, eu le văd în toate modurile, dar vreau să cred că modul în care gândesc eu este unul idilic și cumva vom ajunge acolo. Și dacă eu, prin propriul exemplu, pot să dau oamenilor o speranță și pot să arăt și altora că se poate acel ideal la care mă gândesc eu, atunci înseamnă că mi-am făcut treaba și înseamnă că rolul meu pe acest pământ este de a inspira și de a arăta altora că se poate. Așa că această dispută nu cred că se va încheia vreodată, părerile sunt împărțite. Eu mi-am spus părerea mea și în continuare culeg castraveți. Poate voi face primul borcan de castraveți. Deci asta este recolta pe ziua de azi. Eu cred că sunt vreo 2 kg sau mai mult de castraveți aici și cred că mai am și pe afară de adunat.